Allora, astăzi, cosa vă zic, este revelionul. Da, cine face asta? Ea este verișoara mea, o să-și facă și ea cont de YouTube. Este al doilea clip pe care îl fac. Am văzut că am strâns câteva comentarii la celălalt. Nu știu dacă o să mai strângem. Și nu știu. Cred că o să-mi dau o resetare mâine, poi mâine iarăși. Uită-te și tu la camera dacă vorbești, fraier. Și acum n-am ce să fac. Postează de Deci rebelion. da, am când te trezești în miezul nopții și nu mai Ești poți fraier, adormi zi. la loc. Deci ca să vă Camera. spun în primul și în primul rând, astăzi este anul nou, nu mai am petarde, așa că o să dau două bombe în galul Nana, O să fie rău, unchiul tată. meu, trei focuri. Îmi recunosc că mi este cam frică, dar tot o să dau. Mule. Ce parte am ca să sunt? Salutare, băi și fanilor, am revenit. Am plecat din camera aia lantă pentru că acolo făceau focul la centrală. Știi tu, avem calorifere. Este cam să băgăm niște muzică. Salutare băi și fanilor, am revenit din nou și mă scuzați că spun mereu asta, salutare băi și fanilor. Dar așa spune mereu Colo. Sunt un fan mana, sunt un fan mare al lui Colo. Colo sau Alex Bălan? Îmi place și de Alexandru Bălan, este el pe YouTube. Dar îmi place și Shari XXX, mai ales seria lui de Harry Potter. Nu vreau acum să zic că îl promovez sau ceva de zen, ceva de genul. Zen, doar zen. Că Genul, mă, genul. Gen. E? Fraierul. Nu vreau să zic că îl promovez sau ceva, dar dacă nu-l cunoașteți, spuneți Shari XXX, să dați acolo un follow la pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook și la mine la fel. Eu sunt pe Facebook Florin Zis. Cred că vecinul Andrei. Băi, și fanuri, băi. Ăștia dau petarde. Nu, cred că fanul cred că vecinul Andrei. Ăștia dau petardele, frate. Fraților, ăștia dau petarde. Vecinul Andrei, de petarde, ai uitat de petarde, mereu aici. Hai să băgăm un pic muzică. Hai că te primezi. Ce ne trece noaptea? Și patul face scurt, și-a mea nu vezi la altcineva. Da, să nu mă spui lui mama, mai bine auzi ce scântă popa. Băi și fanilor, atât a fost cu videoul ăsta. O, stai că am uitat să sting.